Vindea unul o geacă odată și eram cu un prieten și lui cam plăcea geacă, era o geacă de piele. Și ăsta zice, da frate, dar nu e originală. Și ăla s-a oprit foarte jignit și zice, cum să nu fie domne originală? Am furat-o cu mâna mea din cel mai mare magazin din Hamburg. Următorul. Ce ați adus, doamnă? Un storcător de fructe, domn specialist. Bași fructele pe aici și iese sucul pe aici. Țuică face? Nu. Nici vin? Nu. Păi cum, doar suc? Da. Ea are în minte suc, legume, sănătate, așa. Idealistă, idealistă. Da, exact. El e încă total, nu înțelege cum, adică e ceva cu fructe și nu face... Nu, și el tot la sănătate se gândește. Îmi pare rău că trebuie să-ți atragă atenția, dar... Tot la sănătate, dar mai pe termen scurt, mai... Să și spune că e... Ia mămică, e ca un medicament, cum ar veni. Pune anunț. Aparatul care face doar suc de mere, pere, prune... Se pot pune și legume? Pune câteva legume. Bun, chiar dacă nu faceți suc. A lăsat mă și de la el. A lăsat și de la el. A lăsat și de la el. Asta ca să se vadă. E bine. Or fi bărbații duri în România, dar întotdeauna au avut o sensibilitate aparte și o înțelegere pentru latura feminină. Sui, te face? Nu. Nici vin? Nu. Hai să ne înțelegem, e din arsenalul mai nou. Nu mi-aduc aminte pe vremea lui Neanicu să fie un exces de stradă storcătoare pe la oameni pe bucătărie. Nu prea. Nu, e, acum ai storcătorul tău, ai storcătorul primit de la ai tăi și storcătorul primit de la cei care nu știai că, nu știau că ai încă două. Gata, sunteți în tragerea la sorți. Pentru lucrurile simple n-ai nevoie de specialist. Mie mi se pare că seamănă cu Dinică din Filantropic, adică oamenii se aliniază să ceară unui specialist povestea aia. Aia. Povestea aia cu care stoarce o lacrimă pentru produsul lor. Și dumneata, cum vrei să câștigi o mașină? Schiuri. Le dau pentru că mi-am luat placă. E trecerea firească, să știi. E precum transhumanța. Un proces firesc prin care omul evoluează. Acum e bine că schiurile sunt ale lui și nu sunt luate doar un camion de unde? Din Hamburg. Da, din Hamburg, exact. Le dau pentru că mi-am luat placă. Pentru pârtie. Pârtie? Până e o pungă, un nailon. Ăsta se vede că s-a născut profesionist. Asta clar. Mă refer acum la personaj, da? Da. Eu cred că el când direct s-a apucat, da, nailon din prima, da. Aia e genul care... Nu te joci. Poate un capac de WC, poate. Poate, da. El nu folosește improvizații, adică... Dacă e să fie, ar trebui să fie nylon. Da, să știi, capacul de WC, scuză-mă că ți-o spun, nu e improvizație, este aspirație. Aspirație, exact. Cum procedăm? Descărcăm aplicația mobilă OLX și punem anunț. Schiuri pentru pârtie, când ai pungă sau nylon. El știe foarte bine, românul știe foarte bine sufletul poporului. Adică pârtie egal nylon și... Asta mi-a plăcut. Storcătorul de fructe egal țuică și vin, știi? Adică el aduce oameni, cam prostuți oamenii ăștia care stau la coadă. Trebuie ajutat. Foarte tare. Adică, de fapt, e un curs de writing pentru anunțuri de mică publicitate, în realitate. Suprapus peste o lansare de aplicație în care poți să câștigi și un Mercedes. Următorul. Pentru lucrurile simple, n-ai nevoie de specialist. Descarcă aplicația mobilă OLX, pune anunț și poți câștiga un Mercedes-Benz clasa A. Fii atent! Asta cu schiurile trebuia să ceară cauciucuri de iarnă la Mercedes. Următorul. A, da te-ai plimba, nu glumă. Îl dau, domn specialist, că plec în Japonia. Păi zi așa, telefon, poză și punem anunț. Bă, nu se face să facem mișto de apetitul oamenilor pentru magneții ăștia de frigider. Hai mă, să ne recunoaștem cu toți slăbiciunile. Ce voi n-aveți? Dar nu face nimeni mișto. Da, avem. Și chiar știu pe cineva care și-a luat din Dragonul Roșu 100 de magneți, așa? Mai multe țări și avea pretexte de conversație când venea cineva la el, era, băi, am fost acolo, adică... Dacă vrei, e cam ca pe Facebook. Și aici vedem că jupânul, specialistul, nu este doar un... nu e din Nică, din Filantropica, le știe doar pe ale noastre, el știe și limba japoneză. Frigider internațional, Paris, Londra, Tokyo, cum s-ar zice în japoneză, aici eram curios dacă lumea prinde referința. A fost chiar o discuție întreagă. Referința Dem Rădulescu. Aoleo, bă, din BD-uri. Din BD. Chiar, bă, băiet. Și îl punem acum. E de remarcat.
remarcat faptul că fata nu știe ce vrea, n-are nevoie de bani cu o destinație precisă, dar băieții au. Băiatul vrea, primul băiat vrea să-și ia snowboard, da, corect, al doilea vrea să plece în Japonia, timp în care fata are doar nevoie de bani. Mi se pare discriminare din punctul ăsta de vedere, adică e așa un fel de joc erotic, nu știu dacă îl observi, între profesorul care știe de toate așa, și ea care pur și simplu are nevoie de bani, nu pentru ceva anume. Într-adevăr, asta este tema pe care ne-o lasă în urma lor aceste trei spoturi. Da, păi până la urmă de asta m-am și adus, ne uitam la niște chestii mai subtile așa, nu să... Următorul! Scuze că te întrerup, te rog frumos, poți să-mi dai un autograf? Sigur, cu mare plăcere. Ia uite, bă, ce înseamnă să fii un creativ bun pentru McDonald's, mă. Dar lui nu iei un autograf? Nu știu cine e domnul.